În urma informațiilor primite și a probelor administrate, polițiștii buzoieni au reușit să-i prindă pe hoții care au spart luna trecută 12 magazine în piața Dorobanți. S-au furat atunci bani, alimente, țigări și diverse băuturi alcoolice. Cei trei sfărgători sunt din Constanța și au 15, 29, respectiv 30 de ani. În ziua de 20 august, în urma activităților specifice complexe desfășurate de către polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale de la Poliția Municipiului Buzău, a fost documentată activitatea infracțională a unei grupări formată din trei tineri constanțeni în vârstă de 15, 29 și respectiv 30 de ani, ce acționau pe raza mai multor județe. În urma extinderii cercetărilor, polițiștii au constatat că tinerii sunt autorii a 5 furturi și a 7 tentative de furt din societăți comerciale sesizate poliției în data de 8 iulie, comise pe raza municipiului Buzău, valoarea prejudiciului fiind de peste 1.300 de lei. De asemenea, polițiștii au stabilit că aceiași infractori au spart și mai multe mașini pe raza municipiului Buzău. Sunt indicii că tocmai cel mai mic dintre infractori, cel de 15 ani, a fost capul răutăților. Gruparea era specializată în comiterea furturilor din auto și a furturilor din societăți comerciale, în sarcina acestora reținându-se 12 infracțiuni săvârșite pe raza municipiului Buzău. Din cercetările efectuate de polițiști s-a stabilit că în perioada 5-8 iulie, cei trei ar fi sustras din 4 autoturisme parcate pe raza municipiului Buzău telefoane mobile, îmbrăcăminte, documente și bani, cauzând un prejudiciu de peste 3.500 de lei. Polițiștii continuă cercetările și întreprind activități pentru recuperarea prejudiciului, adolescentul aflându-se în prezent sub măsura arestului preventiv într-o altă cauză instrumentată de către polițiști. Oamenii legii nu au reușit să recupereze mare lucru din prejudiciu. Se fac cercetări pentru a se afla dacă infractorii au mai comis și alte fapte antisociale în municipiul Buzău.